Vedeți, limba română are niște resurse incredibile. Adică noi putem spune a luat, a luat. Și să nu însemne de două ori a luat. Nu? Avem și propoziția asta formată numai din vocale. Oaia, aia, ea, ei. Ea e o oaie. Moving and grooving. Bonjurică, bonjurică și bun găsit la farfuria lui Exarhu, adică a mea. Îmi dăm seama ce deștept sunt, că știu că e farfuria mea. În orice caz, pe destinul tău e scris gogoașă. Mulți dintre noi aud chestia asta și nu le vine să creadă, pentru că toți vrem să fim clătite, nu? Nu credem că o să avem în loc de corp de plajă o gogoașă de plajă. Dar, mă rog, nu vreau să intru în chestia asta, voi să aveți mare grijă. De-aia v-am și propus acest desert care se numește gogoși din aluat de clătite cu compot rece de vișine. Toți vrem, nu, dintr-o parte să nu ne vedem, mă îndoiesc. Dar chiar și așa, la sfârșitul rețetei o să vreți și voi să spuneți: dă-mi și mie un desert din ăla de uiți, uite așa. Pentru că așa se va numi. Rămâneți cu mine ca să aflați cum se face. Singing and swinging, dancing all around. Facem gogoși, dar înainte de asta trebuie să facem aluat de clătite. Așa că am încălzit un pic de lapte, în care o să dizolvăm un pic de drojdie. Pentru unii dintre noi care au crescut în orașe cu probleme, gen Brăila, drojdie ne duce cu gândul la o anumită categorie de oameni, cei pentru care scria, de exemplu, pe vitrina unei berării din Brăila, cântatul și parcarea bicicletelor strict interzise. Acestea fiind zise, folosim făină, ouă, niște coajă de lămâie, punem și lapcele cu drojdie, o să mai punem și un pic de unt, lapte, dar mai verificăm noi pe parcurs, un pic de sare și niște zahăr. Nu e rău pentru un aluat de clătite, care va deveni aluat de gogoși. Asta e, unii reușesc să-și depășească limitele. Asta e important și la aluat. Dar în fine, nu vreau eu să vă țin lecții de viață, că nu pentru asta am murit noi la Revoluție, cum a spus unul odată la televizor. Și îl lăsăm la dospit și stă puțin, o oră măcar, așa. Cât se încinge uleiul, ne uităm puțin să vedem ce a făcut aluatul cât l-am lăsat noi singuri. S-a înălțat, era o gâgălice, da, când l-am cunoscut. Avem resurse, avem dulceață și de vișine, adică și chiar și noi suntem așa un fel de dulceață mică, uneori când suntem foarte simpatici. Se încinge uleiul și ne apucăm serios de prăjeală. Piața noastră și a fraților din Jamaica. Sunt multe lucruri pe care le poți face când modelezi aluat de gogoși, din care a luat Răzvan o parte ca să o prăjească. Și acum să dădem drumul la gogoșică. Deci că e un cârd de pirania, nici nu știu cum să spune. Haită, stol. Dar uite, vezi, iarăși meditând când stai la gogoșele, nu poți să... Nu merge vocativul pe orice. Îți spui nepoate, e ok, compoate, e cu totul altceva. Adică nu stabilești aceeași relație cu un compot, așa cum ai cu un nepot. Pentru niște gogoșele, mi se pare că pentru, de fapt, niște clătite ratate, că, de fapt, aici avem o problemă. Ele trebuia să fie clătite. Vedeți? La un moment dat, viața te duce în altă parte. Tu zici, a, mama, vreau să mă fac clătită. Na. Tu ești născută să fii gogoașă. Gogoașă mică. Așa se nasc sateliții, toate ideile astea, în copilărie, când stai și modelezi aluat de gogoși. Oricum, după părerea mea, multe lucruri pe lume ar merge mai bine dacă cineva are și la balcon, dau cazul Ceaușescu, nu vă dau 100 de lei. Putea să spună costiță și în momentul ăla se termina. Gogoș! Imediat. Îți distrage atenția cuvântul gogoașă. Acum le lăsăm puțin, nu le-aș pudra cu zahăr, nu le-aș face nimic, doar aș scoate compotul de la rece și aș fi foarte curios să văd cum arată chestia asta în farfurie. Și gata cu prăjeala. Ceva ce n-a spus nimeni niciodată în Jamaica. În orice caz, cred că acum s-a terminat de fapt cu șmecheria. Pentru că avem această gogoșică fierbinte, călduță, hai, pe care o să o înmuiem în acest compot de vișine rece. Știi, de fapt, ăsta este un... e ceva de pus în ramă și dacă vrei să scrii de desubt copilărie pentru
mulți oameni din România. E, chestia asta ține de la începutul secolului până înspre noi, aproape. Pentru că asta făceau bunicii. Da? Stăteam sub bolta de viță, era vară, nu se găsea nimica, deci trebuia să inventezi ceva dulce pentru copii. Și venea bunica, nu era răcoare, bătea vântul ăla de vară, se mai strânea puțin praful pe stradă. Da, tu știai că e vară și că e cineva care are grijă de tine. Și ți-aducea gogoșica asta caldă și compotul rece. Sigur că era și puțin moartea smalțului, că totuși cald cu rece, știm foarte bine, nu merge. Dar altfel erau dinții copiilor și atunci, că stau să-mi aduc bine aminte. Oricum, se făcea asta. Și asta o să faceți și voi, pentru că știu că salivați acum. Și, vedeți, tingeți un pic de gogoșică, e foarte fierbinte. Nu-i punem zahăr, nu-i punem nimica. N-avem nevoie, putem să-i punem dulceață dacă vrem chiar să ne porcim. Dar nu o să facem asta. Întingem chestia asta. Vă uitați la mine, sunt Dita mai omul și salivez ca prostul acum. Nu-mi vine să cred ce mi se întâmplă. Așa, și acum mașina timpului. Bine, hai că mai vorbim. Doamne, cum e. După asta, nu știu dacă poți să te uiți în altă parte decât încolo, așa. Desertul, te uiți încolo, de așa. Așa se numește asta. Hai că v-am lăsat, că poate vreți să vă culcați, sau cum e aia. Hai să ne culcăm, că poate domnul vrea să plece. Mulți dintre voi m-au întrebat cum pot să afle primii când se publică rețetele lui Exarhu, adică ale mele. E foarte simplu, trebuie să dați subscribe la canalul de YouTube Oșan. Pe urmă, cu mâna cealaltă, dați click pe clopoțel ca să aflați primii când se publică. Ding! Și după aceea dați și un like, că e gratis.